Să te întorci pe platourile de filmare după toată perioada asta de încuiat în casă e foarte ciudat. Și e ciudat că mă văd cu prieteni și cu colegi pe care am de 15-16 ani și unii chiar de mai mult timp și trebuie să ne recunoaștem după ochi. Și ne uităm. Tu ești, mă? Da, mă, eu sunt. Aoleu. Numai că te uiți, te-ai îngrășat, te-ai slăbit, știi, încerci o comunicare, dar e foarte ciudat, e foarte ciudat. Acum să începem să ne văităm, n-are niciun rost, înțeleg regulile, înțeleg logica și cred că trebuie respectate dacă vrem să mai ieșim vreodată din casă. De ce ți-a fost cel mai dor? De activitatea în sine, de oameni? De oameni. Noi punem foarte mult accent pe echipă, punem foarte mult accent pe relațiile pe care le avem unii cu ceilalți, de-aia nu ne ciondănim pe platou, de-aia lucrurile merg atât de bine și atunci când nu mai există această apropiere, lipsește foarte mult atmosfera și comunicarea și tot. În nou sezon de Ce spun românii avem un prezentator la fel de negru. Avem familii foarte frumoase, avem întâmplări interesante de la, în timpul filmelor pe care am ales să le lăsăm. De obicei mai tundeam de ele, dar data asta le-am lăsat pentru că sunt foarte, foarte simpatici oamenii și tot bagajul emoțional cu care vin cumva se dezvoltă foarte frumos la cadru. Și avem la fel întrebări, unele zăpăcite complet, altele serioase, cu multe răspunsuri. Doamne ferește! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.